Ne povestiți un pic despre organizația voastră. Noi suntem filiala Bihora Caravanei cu Medici. Facem parte din Caravana cu Medici, filiala mamă care e plecată de la București. Este o organizație non-guvernamentală care oferă analize și consultații gratuite persoanelor din mediul rural. Totodată, prin filiala noastră locală, facem și cursuri de educație medicală pentru copiii din școlile mediilor rurale și cam oricine ne solicită care ar fi interesat să învețe cum poate salva o viață. Când ați început în Bihor și pe unde ați mai fost? În Bihor ne-am înființat de un an și puțin. Anul trecut am avut două caravane pe care le-am organizat în Pietroasa și Roșia. Ne adresăm în mare parte localităților care sunt apropiate de Munții Apuseni, pentru că este o zonă foarte frumoasă și oameni destul de izolați. Unii n-au fost niciodată la medic sau nu și-au făcut niciodată analize. Și am zis că ar fi o oportunitate să venim puțin cum putem în ajutorul lor și să le oferim un sfat, să le dăm speranță ca să nu ajungă prea târziu, din păcate, cum se întâmplă de multe ori la spital. Cum ajungeți în altă localitate? Există o platformă națională pe care se înregistrează de obicei primarii, directorii de școli, profesorii, medicii de familie din comunitățile respective care au pacienți care ajung mai greu la spital și fie se înregistrează pe această platformă, pe caravana cu medici.ro, fie ne contactează pe telefonic sau pe e-mailul oficial al fiecarei caravane. Povestește-ne un pic despre traseul unui pacient la Caravana cu Medici. Ce se întâmplă? Pacienții care au venit în acest weekend la consultații au urmat un traseu prestabilit. Prima dată intră prin pretriaj, unde sunt băgați în platformă, sunt înregistrați pe baza datelor din buletin, li se iau o tensiune arterială, o circumferință abdominală, greutate, indice, urmând să facem un indice de masă corporeală. Ulterior, li s-a făcut și o electrocardiogramă. După ce a plecat din pretriaj, pacientul trece prin triaj, unde îi se face o anamneză de către medici urgentiști sau ateiști. Dacă nu au acuze suplimentare, aceștia pot fi lăsați acasă. Dacă sunt descoperite anumite patologii, vor trece ulterior pe la celelalte cabinete de consultații, în ordinea care va fi pusă pe un post-it atașat foilor respective. Și ce specialități aveți? Specialitățile pe care le-am avut această ediție sunt medicină de urgență, medicină internă, gastroenterologie, diabetologie, stomatologie, pediatrie, urologie, ginecologie, ortopedie, cardiologie, oftalmologie și în principiu acestea. Specialitățile și ecografie. Specialitățile rămân aceleași la fiecare caravană sau se mai schimbă? În funcție de specificul caravanei, pentru caravanele de adulți și copii, cele care cuprind mai multe specialități, încercăm să cuprindem toate specialitățile și toți medicii pe care putem să îi avem alături de noi în ediția respectivă. Pentru caravanele care sunt cu specific pediatric, în principiu pediatrie și stomatologie, și în principiu acestea sunt. Ok. Și ce se întâmplă mai departe cu pacienții care au venit, au primit o scrisoare medicală, mă gândesc și mai departe ce trebuie să facă? Pacienții care au urmat acest traseu, ulterior se vor întoarce în pretriaj, unde li se va scoate foaia finală de consulturi. Cu această foaie, aceștia se vor duce la medicul de familie, unde vor fi luați în evidență și de către acesta și vor fi evaluați ulterior de către specialități mult mai amănunțite și luați în evidență pentru patologiile cronice descoperite. Mulțumim! Bună, numele meu este Claudiu Popa, sunt asistent medical de urgență la Opus Murdo Oradea, sunt coordonatorul acestei caravane și sunt și coordonatorul de logistică pe partea de Bihor. Povestește-ne un pic cum are loc această acțiune de la Budureasa. Această acțiune a avut loc pe data de 2 decembrie, unde am venit cu cei de la Sinevos. S-au recoltat peste 200 de buletine medicale. După aceea, pe data de 9 și 10 decembrie, aflându-ne astăzi, sâmbătă și duminică inclusiv, pacienții revin înapoi pentru consulturi de specialități. Această acțiune nu ar fi avut loc fără sprijinul sponsorilor locali și naționali, Auto Siena, Sang Yong
Oradea, Clubul Rotary, Filantropia, Sinevo și cu ajutorul primăriei din Budureasă. Cum au primit cetățenii invitația la controle medicale? Ne-am mobilizat un pic, am anunțat aproape fiecare cetățean, adică la fiecare număr de casă, i-am trimis un pliant, prin medicii de familie, vreau să le mulțumesc celor doi medici de familie care s-au mobilizat și i-au chemat pe pacienții lor la acest, cum să spunem, mai mult nu e un eveniment, dar poate fi numit ca un eveniment pentru comuna noastră. Vreau să le mulțumesc în numele cetățenilor celor 40 de medici, de, mai bine zis, de voluntari care s-au prezentat în cele două weekenduri la noi la Budureasa. Deci vreau să le mulțumesc foarte frumos că și-au făcut timp pentru a fi în interesul cetățenilor. Vreau să mulțumesc Consiliului Local, în primul rând, că și-a făcut timp ca să putem organiza acest eveniment. Vreau să le mulțumesc și lor. Tuturor vreau să mulțumesc care s-au mobilizat la acest eveniment, pentru că nu l-am făcut eu singur. Vreau să spun, de-aia îmi reamintesc Consiliul Local, medicii de familie și cetățenii care s-au mobilizat, au beneficiat de aceste analize gratuite. Cum simțiți că a fost reacția comunității față de această caravană? A fost interes mare? Da, a fost un interes. Am avut numai la recoltat, am avut un număr de 205 recoltări, care am înțeles de la caravană că a fost un record la nivel de țară. Bravo, felicitări! Dacă aș fi să recomandați la alte administrații locale să facă și ei sau să cheme caravana cu medici? Cu cea mai mare încredere le-aș recomanda. Ce le-aș spune? Pentru că caravana e foarte organizată, știe ce au de făcut, medici la nivel de țară. Am avut medici de la București, medici de la Timișoara, de la Satu Mare, de la Oradea. Chiar vreau să le mulțumesc că au venit de la București, de la Timișoara și au venit la Budureasa. De-aia aș recomanda și celorlalți colegi ai mei să organizeze caravana cu medici în folosul comunității.